Bună și bine ați venit pe Tarotada! Astăzi vom face un taroscop pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia balanță. Este o energie pe care o aveți în momentul în care găsiți această etalare. Este pentru perioada care urmează după ce veți deschide această etalare. Haideți să vedem, dragilor, ce găsim aici, ce energii sunt și ce să faceți cu ele, să fie în avantajul vostru. Strop de ploaie, aur și o bibliotecă. La capătul setului de cărți aveți o grădină. Să hidratați această grădină, această floricică pe care o țineți aici în mână și care vreți să o faceți mare. Dragilor, aici aveți cea de-a doua șansă. Oricine ar fi în viața voastră, vi se spune că aveți posibilitatea să, dacă a greșit persoana, să-i acordați încă o șansă. Doar că aici trebuie să vă gândiți foarte bine. Pentru că la mijloc aveți aur, aveți această carte care vă spune că nu ai nevoie de nimeni altcineva ca să te repare. Ești pe propriile tale picioare, ești bine în propria ta viață. Aici aveți persoane care vă manipulează, aici aveți o librărie și ți se transmite să preiei controlul asupra poveștii tale, asupra vieții tale. Vedeți aici? Această doamnă e ca o păpușă mânuită de un păpușar. Este o persoană care vă ține aici. Vedeți, această doamnă stă pe niște cărți. Ea are cunoaștere, știe că este manipulată, știe că este într-o stare în care, din care ar trebui să iasă. Iar aici ți se transmite că nu trebuie să te repare nimeni, ești suficient atât cât ești. Ești bun și meriți tot ce este mai bun pentru tine. Aici universul te încearcă și îți spune că dă a doua șansă dacă vrei. Fiecare avem liber arbitru, cu toții putem decide pentru noi. Dacă o persoană a greșit, o iertăm, îi mai acordăm o șansă sau dacă nu. Fiecare de fiecare depinde. Aici aveți un 39, un 36 și un 22. O persoană pe care ați crezut, o suflet pereche aveți aici, care vă ține în niște chingi, care vă manipulează. Este un suflet pereche fals. În același timp, aici universul vă spune, am văzut această carte a turnului, unde ți se cere să te detașezi și să te relaxezi puțin. Stai puțin strâmb și gândește drept. Aici aveți două posibilități. Mai dați o șansă unei persoane care vă ține și vă ghidează pașii spre ce vrea ea, sau te reinventezi, te conștientizezi pe tine, îți conștientizezi valorile și începi să plantezi din nou în grădina vieții tale. Vedeți, această doamnă a renunțat la bătălii, are o sabie, dar a înfipt-o în pământ. Aici își pune o nouă dorință și merge către un nou vis pe care îl va hidrata. Această floare necesită să fie udată, să fie hrănită, să fie iubită, ca să poată crește frumos. Iar această doamnă este dispusă să facă toate aceste lucruri pentru că ceva frumos, ceva iubitor crește acum în grădina voastră. Voi aici plantați semințe noi. Puteți alege să iertați o anumită persoană sau o anumită situație din viața voastră și să-i mai dați o șansă sau să mergeți către un nou destin. Aici balanțele au de făcut o alegere mare. Voi alegeți, fiecare dintre voi vă cunoașteți situația și amândouă căile sunt deschise. Această persoană v-a adus într-un 10 de spade. Este un final. Partea bună a acestei cărți, care este cea mai negativă carte din tarot, este că se închide. O suferință, o karmă, o durere.
S-a încheiat acest ciclu. Vedeți, deasupra omul este răpus, dar deasupra este un curcubeu, iar acest om privește spre curcubeu, știe că după atâta suferință și după atâta ploaie iese soarele. Se va ridica de acolo și va merge să planteze în grădina proprie o floare nouă. Altceva. Se echilibrează situația. Aici ați rămas cu niște bagaje pe care trebuie să le lăsați în urmă pentru că sunteți suficienți și le veți lăsa, pentru că aici aveți un 6 de spade și plecați din această furtună. Vă îndreptați către o ploaie mai ușoară, unde este și soare și este, se vede și curcubeul. La capătul setului de cărți aveți 4 de cupe. Nu mai acceptați această persoană, nu-i mai dați a doua șansă și mergeți către un alt destin. Această decizie vă va aduce bucurie. Veți îndrăzni să ieșiți de acolo și să mergeți la această petrecere. Poate chiar trebuie să mergeți la o petrecere, iar acea persoană nu vă lasă sau nu puteți. Aici este un 3 de cupe. Aduce bucurie. Aduce încântare. Aici aveți un 10 de spade și un 5 de monede. Această suferință v-a lăsat triști, goi. Dar totuși aici se vede o lumină după aceste gratii. Poate este vorba despre un rac, o persoană în zodie de apă care va ținut aici în aceste jocuri, poate mentale, poate de orice fel poate fi. Între aceste două cărți cu o vibrație atât de joasă este această bunătate, acest 6 de monede, această doamnă care, cum vedeți, este plină aici de șoareci, de șobolani, doar că acești șoareci vin către ea. Doar că ea le oferă bunătate, nu le răspunde cu aceeași monedă și echilibrează energiile. Totul se echilibrează. Nu veți răspunde negativ la negativitate, veți răspunde cu iubire, iar acest lucru va echilibra toată viața voastră și vă va duce pe acest drum unde să începeți să vă gândiți la o altă viață, la altceva, și veți merge către altceva, pentru că aici aveți un vis, aveți alte lucruri de făcut. Nu puteți sta la infinit în ceva ce nu va aduce bucurie. Aici este un 6 de spade și un 4 de cupe. Nu mai luați aceste oferte și plecați mai departe spre visul vostru. Visul vostru se deschide acum. Aici este un 2 de bâte. Dar este o carte a liniștii, a frumuseții. Doar că este lună plină, trebuie să renunțați și să începeți să vă simțiți bine. Renunțați la un trecut greu și începeți să vă trăiți visul. Este o etalare frumoasă, balanțele trec printr-o închidere de karmă, printr-o durere ați trecut aici, printr-o problemă mare, ori o situație, ori o persoană, ori poate fi și la job aici, ceva care nu v-a adus bucurie. Aici a fost îngreunată parcursul spre bucuria voastră. Mergeți cu liniște mai departe pentru că lucrurile se vor spune bine. Nu judecați pe nimeni, fiecare a făcut ce a avut de făcut. Aici este fană, gândește înainte să judeci. Fiecare a avut un scop bine precizat, un motiv pentru care a făcut tot ce a făcut. Vă veți pune împotriva acestor persoane. Aici este un protest, este porniți o revoluție mică în interiorul vostru și lăsați persoanele care vor altceva decât vreți voi să meargă pe drumul lor. Voi mergeți pe drumul vostru. Aici este o deschidere de drumuri noi, este un nou început pentru voi, departe de aceste
lecții dure pe care le-ați trăit aici. Nu le mai vreți, nu le mai acceptați. Este o carte bună aici, 4 de cupe, pentru că se renunță la un 5 de monede și la un 10 de spade. O situație inconfortabilă, grea. Și vă îndreptați spre această bucurie. Nu mai acordați nicio șansă. Mergeți pentru că sunteți suficienți voi. Nu trebuie nimeni să vă repare, așa cum spune acea carte. Haideți să vedem și de aici. O piscină sacră, o curățare de energii, un palat de cleștar și tărâmul viselor. Vă îndreptați cu pași repezi spre visul vostru. Iar aici aveți un zbor deasupra vieții voastre. Vedeți, aici sunt cicluri. Un ciclu s-a încheiat de viață și se deschide unul nou, frumos, care promite mult, pentru că aici acest cal fermecat merge către acești cireși înfloriți. Este colorat ca un curcubeu, aduce speranță, aduce fericire, zbor, aduce în zbor acea mireasmă a cireșilor, acea frumusețe spre aceste flori pe care le plantați acum în grădina voastră, vă îndreptați. Cu acest cal fantastic. Este frumos ce se întâmplă pentru balanțe. Mergeți către un alt vis. Aici este tărâmul viselor. Curățați energiile. Prin această curățare accesați sufletul vostru curat, așa cum este. Aici aveți palatul de aur și acest zbor, începutul unui nou ciclu de viață. Aici toate prin viață. Încep toate lucrurile să se așeze în viața voastră. Ați avut răbdare și universul acum își deschide căile pentru voi să puteți accesa această frumusețe. De fiecare dintre noi depinde, dragilor, ce șanse acordăm și cui. Aici au căzut multe cărți, dar le vom lua. Este timpul să pleci din această tristețe, din această durere, din această manipulare, din această credință. Poate fi un gând, o credință, orice, o persoană, fiecare își cunoaște situația. Este timpul să pleci, pentru că tu aici te îndrepți spre o viață nouă. Axează-te pe ce ai tu de făcut, pe visul tău, focusează-te pe el, pentru că tu aici vezi totul cu iubire. Întâmpin totul cu bucurie și înconjuri totul cu iubire. Aici ți se transmite că nu ai de ce să-ți faci griji. Ești pe drumul potrivit, la locul potrivit. Ești exact acolo unde trebuie să fii. Și ești în siguranță. Această situație este controlată perfect de divinitate și îți aduce bucurie, îți aduce împlinire, îți aduce acel curaj să ieși de aici și să mergi la petrecere, să te bucuri de viața ta, de cine ești tu cu adevărat. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!